ales ecuația următoare de la exercițiul 1 de seminarul 4, pe care am adus-o la forma asta și după aceea i-am făcut sistemul simetric, adică dx supra p, dy supra q și dz supra r, să zicem. După ce am stabilit domeniul, am zis că sistemul are sens doar în cazurile în care partea de jos nu este egală cu z, adică xy pătrat nu este egal cu xz, yx pătrat nu este egal cu minus yz pătrat, respectiv la fel și pentru această fracție, minus zx pătrat nu este egal cu zy pătrat. După aceea, a trebuit să aflăm cele două integrale prime. Am aflat-o pe prima astfel. Am înmulțit în fiecare membru al egalității cu termenul din afara parantezei, adică fracția asta ori x, fracția asta ori y și fracția asta ori z. Și pe aceea le-am adunat. Jos se simplificau toate și ne dădea 0, doar că acest lucru era valabil dacă și numai dacă și partea de sus era 0, adică x ori de x plus y ori de y plus z de z este egal cu 0. Am aplicat integrala, adică x pătrat pe 2 plus y pătrat pe 2 plus z pătrat pe 2 este egal cu un k1, care este o constantă. Am notat-o k1, deoarece după aceea am înmulțit cu 2 și ne-ar fi dat 2k1, adică un c1. Deci asta este prima integrală prima. Pentru a o afla pe a doua, am înmulțit în prima fracție cu y și în a doua cu x, ca să pot reduce anumite chestii atunci când le scad. Iar pe ultima am lăsat-o așa cum e. Le-am scăzut și am egalat-o cu ultima. După aceea se simplificau parantezele și îmi dădea asta. Le-am trecut pe toate în aceeași parte. Din nou am integrat și îmi dădea ln de x minus ln de y minus ln de z este egal cu un ln de c2. Folosind regulile logaritmului, mi-a dat ln de x supra y ori z este egal cu ln de c2, adică x supra y ori z este egal cu c2, a doua integrală. Bineînțeles, ele sunt în domeniul stabilit anterior. Pentru independență, rangul acestei matrici trebuia să fie cel maxim și dacă calculăm, ne dădea 2, adică maxim. Valorile acestea fiind derivatele parțiale, aici pentru y1 și aici pentru y2, în funcție de fiecare variabilă. Și bineînțeles, scrierea finală u de x, y, z este o funcție de i1 și i2, adică x pătrat plus y pătrat plus z pătrat și x supra y, z, fiind derivabilă cel puțin o dată pe domeniul D.